ales la mască. Hello?
25. Avem mușcare, vedem coași, pregătiți. Bună seara, stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni. Am desfășurat ședința ordinară a Centrului Comun de Comandă pentru situații de urgență. Sper foarte mult că la o etapă oarecare o să finalizăm cu ședințe respective, nu o să mai fie temei, dar din păcate epidemia continuă să se răspândească în toată lumea și în Republica Moldova și este necesar să avem ca prioritate pe agenda noastră de activitate acțiunile de prevenire și combatere acestui virus. Suntem în Joia Mare, deci în ziua înainte de Paști, bineînțeles că tradițional noi cu toții cetățenii sunt în activități legate de pregătirea de sărbătoare de Paște. Astăzi am observat și raportează colegii la Ministerul Afacerilor Interne mai multe, zicem, cazuri de încălcare a regulilor stabilite, de formare de cozi la magazine alimentare, în mod special, alte lucruri publice. Este regretabil acest lucru, pentru că riscul contaminării nu a trecut și ne temem foarte mult că ignorarea acestor reguli a muncă pregătirii de sărbători pe urmă va avea consecințe foarte grave. De ce vă rugăm foarte mult în tot procesul acesta de pregătire de Paști să nu încălcăm regulile respective. Riscați cu viața dumneavoastră. Și poliția, bineînțeles, va amenda pe cei care încalcă. Noi trebuie să avem grijă de sănătate și viața fiecăruia, dar statul va interacționa, deci va acționa așa cum prevede legea. Vă rog, avem prea multe cazuri astăzi de amendare a cetățenilor, nu ne impuneți să utilizăm aceste instrumente. Vă rog să manifestați înțelegere. Fiindcă suntem la subiectul sărbătoare de Paști, mai vin încă o dată cu mesajul și cu claritate în ceea ce privește regulile de desfășurare a serviciilor divine în noaptea Învierii Domnului. Stimați cetățeni, nu se poate de mers la biserică în această perioadă. Nu se poate pentru că slujbile, liturghiile respective se vor petrece fără credincioși, nici în interior, nici în exteriorul bisericilor și nici în preajma lor. Vă rog, nu ne puneți în situația când trebuie să aplicăm instrumentele de penalizare. Mă adresez în mod special reprezentanților bisericii. Noi am comunicat cu conducerea Metropoliei Moldovei,
Avem înțelegere deplină din partea conducerii. Ați primit toți mesajele respective ca să nu petreceți slujbe cu credincioși și să nu faceți procedura de sfințire a darurilor pascale la biserici sau în alte locuri organizate. Avem informații de la polițiștii noștri că nu toți preoții doresc să se conformeze. Eu regret să vă spun, dar poliția vă va amenda dacă o să încălcați aceste reguli. Am spus foarte clar, doar în mod individual, la porțile oamenilor, dacă se dorește, puteți să mergeți cu această frumoasă și sfântă pentru noi procedură de sfințire a darurilor pascale. Orice altă metodă va fi penalizată. Vă rog frumos să nu vă supărați, dar eu cer să vă conformați. Este foarte important că în această perioadă să respectăm aceste reguli, pentru că în această deja 11-12 zile răspândirea epidemiei în Republica Moldova a încetinit vădit și acel efort deja aproape de o lună jumate pe care îl întreprind toți moldovenii, toți cetățenii din Republica Moldova, ar fi cel mai mare păcat să fie în van, să fie pur și simplu risipit dacă noi nu să îndeplinim la aceste sărbători regulile respective. De ce vorbesc că s-a reușit diminuarea numărului de cazuri noi înregistrate? O să vă aduc și statistica respectivă, dar până atunci vreau să vin cu subțintă informație, cred că care prezintă interes pentru toată societatea. Noi mâine vom convoca ședința Guvernului la ora 11 pentru a aproba proiectul de lege de rectificare a bugetului, pentru a aloca resurse financiare suplimentare pe câteva direcții prioritare la ziua de astăzi. În primul rând, vorbim de medicină. Deci mâine vom aloca suplimentar 1,4 miliarde lei pentru sistemul medical al Republicii Moldova ca să facă față acestei epidemii. Deci sunt diferite surse de finanțare, inclusiv credite externe. 1,4 miliarde vor merge suplimentar prin decizia de mâine a Guvernului pentru sistemul medical. În afară de aceasta, vom aloca 1,60 miliarde, în jur de 1,60 miliarde de milioane de lei pentru sistemul asigurărilor sociale de stat, inclusiv 180 de milioane pentru ajutoarele de șomaj, pentru a ne putea onora acele obligațiuni și acele acțiuni care deja guvernul le-a decis pentru a acorda suport cetățenilor, deci 1,60 miliarde de milioane de lei. În afară de aceasta, se prevede în rectificare 2,1 miliarde lei pentru ajutor economiei business-ului și aici sunt incluse toate cele acțiuni care le-am anunțat până acum, inclusiv 1,3 miliarde subvenționare agenților economici pentru plățile salariale sau impozitele aferente plăților salariale și vreau să remarc aici că din această sumă 1,3 miliarde, 300 de milioane sunt acele anunțate pentru perioada stării de urgență, dar în joc de 1 miliard pentru agenții economici până la sfârșitul anului, deci noi o să extindem subvenționarea respectivă pentru agenții economici, este adevărat pentru cei care sunt plătitori de TVA și au TVA în cont, dar este o sumă de 1,3 miliarde care bugetul suplimentar îl va aloca pentru a susține economia. În afară de aceasta, 90 de milioane de lei vor fi alocate pentru subvenționarea dobânzilor la credite pe care agenții economici le vor angaja de la sistemul bancar în perioada respectivă până la sfârșitul acestui an. Suplimentar, vreau să vă spun că prin această rectificare vom aloca și suplimentar 1 miliard de lei pentru construcția drumurilor în interiorul localităților. Sunt bani care vin din împrumuturi și aici o să fac o mică remarcă. Am auzit mai multe propuneri de a tăia investițiile capitale și a le orienta spre cheltuieli curente. Vreau să vă spun că această propunere este lipsită de logică,
Pentru că investițiile capitale pe care noi le facem sunt din surse împrumutate. Și ele au destinație clară. Deci dacă nu faci investiții, banii aceștia nu-i ai. Nu-i poți reorienta spre alte cheltuieli. Ele pot merge doar spre investiții capitale. Cu atât mai mult că investițiile capitale înseamnă locuri de muncă pentru cetățeni, inclusiv aceia cu cetățenii noștri care au revenit în țară. Deci noi vom aloca bani suplimentari pentru investiții capitale inclusiv. Este absolut necesar ca economia să funcționeze, că altfel noi nu ne vom putea asigura finanțarea cheltuielilor curente inclusiv. Deci mâine la ora 11 desfășurăm ședința Guvernului, aprobăm acest proiect de lege pe care îl vom înainta în Parlament, în speranța că Parlamentul săptămâna viitoare îl va aproba. Datele transmise de Ministerul Sănătății despre statistica ultimă 24 de ore, deci s-au efectuat 640 de teste, de probe, dintre care 105 sunt cazuri confirmate, 105 cazuri pozitive, ceea ce înseamnă că pe total la ziua de astăzi avem 2019 cazuri confirmate în laborator. 2019. Din aceste 105 care le avem astăzi, toate sunt cu transmisiune locală. Avem Chișinău 21 de cazuri, Transnistria 16 cazuri, Soroca 13, Florești 11, Edineț 8, Fălești 6, Bălți 4, Cahul, Dondușeni, Râșcani, Strășeni câte 3, Căușeni, Ialoveni, Sângerei, Ștefan Vodă 2, Criuleni, Glodeni, Orhei, Taraclie, Telenești, Vulcănești câte un caz. În 15 raioane astăzi nu avem niciun caz înregistrat, ceea ce ne bucură. Din păcate, la Soroca continuă să răspândească această epidemie, deși câteva zile am avut 0 sau un caz, astăzi avem 13 cazuri, deci regimul de carantină trebuie de menținut în continuare. Din păcate, astăzi avem pe parcursul ultimilor, de la ultimul anunț, avem 7 decese înregistrate. Această tristă s-a ridicat până la 53. Tot astăzi avem mai mult de 60 de persoane, pacienți care au fost externați, care s-au vindecat și ne bucurăm să constatăm că avem 235 de cetățeni, de persoane care s-au vindecat de această boală și încă o dată vreau să mulțumesc medicilor pentru efortul respectiv. Ceea ce înseamnă că din 2019 cazuri total confirmate, dacă scădem numărul persoanelor care s-au tratat și din păcate care au decedat, înseamnă că astăzi avem 1700, la ziua de astăzi avem 1731 de cazuri active confirmate în sistemul în Republica Moldova și persoane care se află la îngrijirea medicilor în instituțiile medicale. Încă o dată remarc, astăzi s-au desfășurat 640 de probe, 105 cazuri pozitive. Regretăm că sunt 105, dar încă o dată remarc că această cifră denotă faptul că tendința și evoluția cazurilor noi este deja 11 sau 12 chiar zi din 4 aprilie, când avem un număr mai mic decât acel antirecord, deși numărul de probe este la nivelul acelei sâmbite de 4 aprilie. Stimați cetățeni, vă rog încă o dată să respectăm regulile stricte impuse de Comisia Situație Excepțională, pentru că aceasta este unica posibilitate de a diminua riscul pentru sănătate și viața tuturor. Vă doresc sănătate, seară bună!